Centrul orașului Turnu Măgurele a fost inundat de spiritul patriotic și de momente artistice în cadrul unei serii de evenimente organizate cu ocazia Zilei Naționale a României. Parcul central a fost scena unei parade culturale impresionante ce a adunat comunitatea în jurul valorilor și tradițiilor naționale. Deschiderea festivităților a fost marcată de interpretări ale lui Sianei Virdol și a mai multor grupuri de elevi de la Colegiul Național Unirea și de la Școala Mircea cel Bătrân. Printre artiștii care au încântat publicul s-au numărat și tinerii din grupul Dorules de la școala din Lunca și liceul Marin Preda, care au adus o notă tradițională și autentică, încântând publicul cu melodiile lor pline de farmec. Evenimentul nu a fost doar despre performanțe artistice, ci și despre patriotismul comunității. Mulți cetățeni au subliniat importanța valorilor culturale și au vorbit cu drag despre mândria lor de a fi români. Ce ne puteți spune despre România astăzi de ziua ei? Ce vă pot spune? Îmi place România, îmi place că sunt român, numai n-aș pleca nicăieri. N-aș pleca, nu știu, n-am fost plecată și n-aș pleca. Nici copiii mei nu sunt plecați. Și am evoluat foarte mult în ultimii ani. Deci am evoluat, mi se pare că România a evoluat foarte mult. Deci de la faptul că încă ne aducem aminte că bunicii noștri și mai sunt și acum bunici care au mâni pe jos, deci care la confortul care îl avem astăzi și aia, degeaba unii să vaită și să aia, dar fiecare poate să face viața cum consideră. Cum sărbătoriți astăzi de Ziua Națională? Am venit puțin prin parc să vedem ce este, acasă cu familia. Și care ar fi mâncarea dumneavoastră preferată tradițională românească? Așa, o mâncare tradițională. Toată lumea zice că ciolan cu fasole. Bine, ăsta ar putea să-l mâncăm și în altă zi. Toate mâncările noastre tradiționale. Sarmale, o ciorbică de o pasăre bună de la țară, că stăm acolo și avem. Puteți spune că sunteți mândră că sunteți româncă? Da, sunt mândră că sunt româncă. Sunt mândră că trăiesc în România și că îmi cresc copiii în România. Zi, la mulți ani! La mulți ani! Bravo! Suntem mândri că suntem români și că încă rămânem în țara asta așa cum este și cum putem să mergem înainte. Zi, la mulți ani, români! La mulți ani! Români! Ani. La mulți ani! Bravo! Cum sărbătoriți astăzi, 1 decembrie? Sărbătorim cu entuziasm, te gândim la strămoșii noștri și la jertfa care au produs-o pentru a trăi noi liberi și demni într-o Românie liberă și ne bucurăm prin a transmite mai departe copiilor noștri și nepoților noștri spiritul de libertate. Sunteți mândru că sunteți român? Sunt mândru și sunt turnean aici, teleormanean de 80 de ani. Frumos a fost orașul și este în continuare
Că îmi place ce s-a făcut acum, cu parcul, cu catedrală, cu centru, cu aia. Și în general despre România, ce părere aveți? Despre România este, are, sunt probleme, probleme care nu poți să dai vina pe... Sunt vină, sunt greșeli, sunt... Dar nu poți să spui că datorită la guvernul ăsta sau la... Sunt probleme pe plan extern, multe probleme cu războiul care el a... Și multe, dar să sperăm că am speranță încă că tineretul ăsta o să aibă parte de o viață mai frumoasă. Sunt mândră că sunt româncă. De ce să nu fiu mândră? Și... Avem o țară bogată, dar nu avem grijă de ea. Cu momente artistice memorabile și păreri autentice din comunitate, evenimentul a fost o ocazie perfectă pentru comunitatea din Turnu Măgurele de a se reuni și a sărbători împreună bogăția culturală și identitatea națională.